Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit la agenda evenimentelor. Sunt Imea Anisa și așa cum am obișnuit, în fiecare miercuri de la ora 14, vă aduc în atenție cele mai interesante evenimente. Suntem la Radio Art FM. În această emisiune vom începe în forță cu un eveniment de creație artistic. Romanian Design Week 2021, a doua ediție a celui mai amplu festival de design din România, Romanian Design Week își deschide porțile în perioada 4-13 iunie 2021, la București. Combinatul Fondului Plastic, un spațiu cu o istorie specială, va fi gazda centrală a RDU 2021 pentru al doilea an consecutiv și va reuni câteva dintre expozițiile festivalului. Sub tema Together, festivalul RDU 2021 va reuni în programul său online și offline organizații, designeri, inițiative, evenimente care împreună propun un focus pe importanța, succesul și contribuția pe care industriile creative le au în societate. Programul festivalului Romanian Design Week 2021, Together, include RDU Selection 2021, selecție a bordului creativ RDU cu cele mai bune proiecte de design realizate în ultimii 2 ani și care va fi prezentată într-o expoziție desenată de Attila Kim Architects la Galeria Senat. Expoziția Stradal, o expoziție dedicată designului grafic, prezentată de Local Design Circle la UNA Gallery. Expoziția este un proiect cultural cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Retouching Plastic va aduce în prim plan o colecție de obiecte inovatoare și sustenabile, dezvoltate și realizate din plastic reciclat de designeri și companii din întreaga lume. Proiect al Serious Business alături de Dutch Design Foundation și XE Expo Retouching Plastic este prezentat în programul RDU 2021 de ASAP la Galeria Phenomenon. Zeppelin Design va propune o reinterpretare a spațiului public exterior într-un context post-pandemic printr-o serie de intervenții outdoor. Pentru al doilea an consecutiv, o serie de expoziții internaționale de design vor fi prezentate în programul Design Flags la Design House Aviatorilor Opta. Pentru a încuraja designul dintre piața românească de profil și cea internațională, Romanian Design Week dorind să contribuie la dezvoltarea industriilor creative locale în context global. Romanian Design Week va sărbători comunitățile creative și hub-urile locale prin programul RDU and the City Design Go, prin numeroase evenimente satelit și trasee speciale de design prin București, dar și în cartierul creativ, Satellite Events and Recommended Sports. Muzeul Național de Artă a României, una dintre cele mai importante ancore din harta cartierului creativ, va găzdui expoziție Shaping Design Together, ce investighează evoluția designului contemporan de obiect din România, un proiect cultural cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Veți putea participa fizic la eveniment de la ora 10 la Muzeul Național de Artă a României MNAR, Institutul Balasi, Institutul Maghiar din București, Aquarela, Creator by IQs și la Combinatul Fondului Plastic. Acum trecem la secțiunea teatru. Henric al IV-lea, în timpul unei partide de călărie, un tânăr costumat în Henric al IV-lea suferă un accident, în urma căruia rămâne cu ideea fixă că el este realmente Henric al IV-lea, împăratul german din Evul Mediu. Timp de 20 de ani, cei din anturajul lui îi întrețin această iluzie. Dar o întâlnire neașteptată îi dezvăluie acestuia o revelație. Va reuși să-și smulgă masca de nebun sau va rămâne pentru tot restul zilelor falsul Henric al IV-lea?
Descoperiți răspunsul într-un spectacol care oscilează între iluzie și realitate, între joc și adevăr, între nebunie și luciditate, între mască și antimască. De Luigi Pirandello, regia Vlad Pistache, Harry al IV-lea Marius Stănescu, Marchiza Matilde Spina Elvira Deatcu, Baronul Tito Belcredi, Dan Bădărău, Doctorul Dionisio Genoni, Ionel Mihăilescu, fiica marchizei Frida, Ioana Bugărin, tânărul marchiz Carlo Dinoli, Eduard Trifa, cei patru falși consilieri secreți, Lolo Gabriel Pintilei, Franco Ionuț Chivu, Nono Relu Poale Lungi și Fino Ioan Batinaș. Servitorul Giovanni Cezar Antal. Regia Vlad Cristache, scenografia Modelina Niculae și Andreea Necla. Muzica originală și interpretarea live Cezar Antal. Light design Cristian Niculescu. Traducerea Ion Frunzetti. Premierea pe 22 mai 2021. La Teatrul Odeon, Sala Majestic, vineri 11 iunie, ora 19. De la teatru trecem la concerte. Concert simfonic Jean-Baptiste Lully, Richard Strauss. Concert simfonic cu public, joi și vineri 10 și 11 iunie, de la ora 19 la Ateneul Român. Orchestra simfonică a Filarmonicii George Enescu, dirijor Gabriel Bebeșelea, program. Jean-Baptiste Lully, fragmente din Suita Burghezul Gentilom, Richard Strauss, Suita Burghezul Gentilom. Din cauza restricțiilor impuse de pandemia cu COVID-19, vor fi puse în vânzare 370 de bilete la Sala Mare a Ateneului Român, fiind ocupată în proporție de 50% din capacitate. Prețul biletelor sunt categoria 1, 110 lei, categoria 2, 100 de lei. Pentru a susține activitatea Filarmonicii George Enescu, procesatorul de plăți nu percepe la acest concert comisionul de 4% din valoarea biletului. Biletele se vor pune în vânzare în ziua de luni 31 mai la ora 12. Și pentru că nu putem să trecem mai departe fără un festival, vă aduc în atenție Cinefemina 2021. Cinefemina este un omagiu adus femeilor din industria cinematografică. Regizoare, scenariste, producătoare, care au contribuit prin munca lor la transformarea industriei într-un loc mai egal din punct de vedere al genului. Femeile s-au implicat în film încă din perioada filmului mut, deși multe dintre ele sunt acum uitate, în ciuda contribuției importante din acel timp. Industria cinematografică globală rămâne dominată de bărbați. Când vine vorba de egalitate de gen în film, există încă mult spațiu de îmbunătățit. De aceea, Cinefemina își propune să contribuie la răspândirea conștientizării cu privire la egalitatea de gen și la evidențierea modelelor feminine atunci când vine vorba de industriile dominate de bărbați. Festivalul Cinefemina are loc între 8-18 iunie la grădina cu filme Cinema and More și aduce 8 filme în prim plan. Marți, 8 iunie, 21:30. Un joc serios, A Serious Game, din Alvarsama Leikön. Dramă romantic 2016, Suedia. Durată 1 oră și 55 de minute. Regizor Pernilla August. Actori Sverrir Gudnason, Karin Franz Korloff și Lim Jones. Miercuri, 9 iunie 21:30. Vaci mai sunt fetele mele, The Daughter of Mine. John Corkhi Crowy, comedie-dramă 2015, Polonia. Durată 1 oră 28 de minute. Regizor Kinga Debska, actori Marian Zegel,
Gabriela Muscata, Agata Culesga, Marcin Doronski. Joi, 10 iunie 2130, Mata Haris, comedie-dramă 2007 Spania, durată 1 oră 35 de minute, regizor Iciar Bolacin, actori Najwa Nimri, Tristan Ulua, Maria Vasquez, Diego Martin, Nuria Gonzalez, Antonio de la Torre. Vineri 11 iunie 2130, Ce visați? The Dreamed Ones. Dramă 2016 Austria, durată 1 oră 29 de minute, regizor Ruth Beckerman, actori Anja Plask, Lawrence Ruth, marți. 15 iunie 2130, case de vacanță, The Garden. Dramă 2017 Germania, durată 1 oră 37 de minute, regizor Sonja Kroner, actori Laura Tonkie, Maeve Horbiger, Ursula Werner, Gunther Maria Halmer, Thomas Leubel, Jones Siberskine, Aige Maux. Miercuri 16 iunie 21.30. Ore de liniște. Fals alarm. Dramă romantic. 2006 Grecia. Durată 1 oră și 26 de minute. Regizor Caterina Evanghelou, actori Ivoni Maltezou, Erikos Litz, Angeliki Papatemeli. Joi, 17 iunie 2130, Le Monde, dramă. 2018 România, Germania, Canada, Suedia. Durată 1 oră 28 de minute. Regizor Ioana Oricaru, actori Malina Manovic, Dylan Smith, Steve Bacic, Milan Hurduc. Vineri, 18 iunie, 21.30, Singură la nunta mea, Alone at my wedding, drama 2018 Belgia, Wallon Bruxelles. Durată, 2 ore și 1 minut, regizor Marta Bergman, actori Alina Șerban, Tom Vermeer, Rebecca Angel. Grădina cu filme, Cinema and More, marți 8 iunie până vineri 18 iunie de la ora 21. Gazda voastră, ca de obicei, sunt eu, Timea Anisia Dinu, și vă dau întâlnire miercura viitoare la agenda evenimentelor, doar la Radio Art FM.